Edgar? Ce Da. crezi? Eu pot oare să... să fac dab-ul ăla care zice și ție data trecută? Nu știu, Paul, e destul de complicat. Ai nevoie de skill. Nice. First try. Easy dab. Every time. Bun. Ok, hai să dab-uim în direcția asta. Am uitat, de ce ești aici? Suntem aici pentru că tu n-ai reușit, din păcate, să omori The Stray Demon din Undead Asylum și voi încerca eu... Stai să mă bafui înainte de luptă. Itai buff. Oh, Paul. Tu nu știi că, de fapt, Deabu nu mai dă buff acum. Acum mai alt gest. Da, care-i? Nu-s la curent cu noile descoperiri tehnologice în lumea tineretului. Faci arici triplu conjugat. S-ar putea să fie o glumă de-a ta, dar s-ar putea la fel de bine să fie ceva real. No, e just random stuff. Ah, nu! Oh, you dabbed into a fight! Ce regretabil! Fight. Hai să vedem dacă sunt stare. Ăsta exploit, nu? Să faci dabbing prin podeaua aia ca da, să... Da, exact, ca să te buff-ui înainte de luptă. Problema e acum să văd dacă mi-amintesc că în acest joc nu AU este atac, nu AU este dodge și nu Y e attack și așa mai departe. Da, aia, Paul, de aia n-am putut nici eu să-l bat. Da, da, și tu jucai Monster Hunter și... Da, da, m-am jucat foarte mult Monster Hunter și da, da. Nu pentru că sunt incapabil. Ah. M-am haloșit la două. Boy, did he drop that booty! Make it clap. Mulțumesc, eu nu puteam. Nici nu știu cum să fac. Clap those chicks. Asta e, tu acum de fapt. No one knows it's gonna be this way. Nu mai știu versurile, îmi pui mei. No one told me that it's gonna be this way. Life is gonna be this way. Și... Și eu mă bucile lui Stray Demon clapping. Exact. No, am uitat melodia. E anti-earworm ce am făcut. Da, 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 am uitat melodia complet. Ai cântat-o off-key și... Deci acum ți-am stricat tot, da. Da. So no one told me that life was gonna be this way. Da, 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 da. Tata with homophobia and misogynistic jokes. Da. People think we're the best sitcom of all time. No, nu cred. But actually it's kind of meh and if you take out the laugh track it's kind of cringy. Erau cred că și pe atunci erau o grămadă de glume despre cum Friends nu e chiar așa de bun, doar că era foarte apreciat, era așa na. Păi a fost și un episod în Always Sunny în care comentează asupra laugh track-ului. Mie îmi plac glumele lor bitter. Oh, nu! Am vrut să flexez tare pe tine. Am vrut să dab-ui pe tine în ultimul hal să-l bat din prima. One of many. Zi. Că au, da, că ăștia din Always Sunny în continuu fac glume și chestii despre cât de frustrați sunt că nu le dau Emmy-ul ăla odată. Oh, da. Este o de glume în serial despre cum chiar odată Emmy, eu nu știu cui sau mi se pare că sunt doar niște oameni urlând unul la celălalt, vorbiți pe alt serial. Da. Am mai era un episod în care mergeau ei în alt bar și descopereau acolo un alt cast care era mult mai family friendly decât ei. Și îmi place să cred că în universul ăsta în care bar. Merge cum tu dropui referințe de Sunny cum dropui alții de Seinfeld. Da, pentru că nu o să mă uit niciodată la Seinfeld. Da, Edgar, nu ne taci odată. Păi nu, dar... Ești că n-ai televizor, we get it. Nu, eu nu am uitat televizor, pentru că televizorul prostește, Paul. Nu, tembelizor. No. Profa mea de mate, din generală, zicea tembelizor neironic. Ce să zic, îmi pare rău să mă mir că știi să aduni. Și da, că cum, v-ați jucat jocuri? Păi, de ce? Că nu-i nimica real acolo. Mai bine citeați o carte. Ma'am, I think you don't know how fiction works. You posted cringe, ma'am. Da, exact. It's... Doribil. Da, man, eu citesc numai de enciclopedii. Da, exact.
Și după aceea, aceea mi se atrofiază imaginația. Da, așa funcționează. Eu nu cred neironic așa. Chestia asta. Nu cred că funcționează așa. Cred că îți poți să când exercita imaginația. Dreptul la imaginație. Cred că poți să ți-o inhibi, dar nu, niciun om nu-i născut fără și nu ți-o poți stinge. Mulțumesc Based and Red Pilled Player care au kindeluit bonfire-ul la care m-am așezat eu mai devreme și mi-a dat un Estus în plus. Nu! Ah, că n-am că zici de mine că am kindeluit. Nu, 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 chiar am primit un Estus în plus de la cineva. Și m-ai făcut Based and Red Pilled. Nu, Based and Red Pilled e ăla care mi-a dat un Estus în plus, nu ăla care... Care îmi dă 10 în loc de 5, ăla ești tu. Ăla care n-a putut să bată. Se mai întâmplă, man. Se mai întâmplă, o să mai avem din ăștia. Mă aștept să ne lovim la Ornstein and Small să stăm o perioadă. Aoleu, cât am stat prima oară la aia. Yep. Doamne. Eu știi că îs boși pe care nu i-am bătut niciodată în acest joc, pe care l-am jucat foarte mult. Nu l-am bătut pe Dark Sun Gwendolyn niciodată, n-am bătut pe Priscilla niciodată. Putem să facem un pact acum că batem orice boss, oricât de problematic ar fi. Hai, îl facem. Sunt mulți boși de ăștia opționali. Sunt mulți boși opționali care sunt printre cei mai interesanți din joc. N-am bătut în Dark Souls 2 The Ancient Dragon, de exemplu, care e un boss fight destul de greu. A, da, vii menuți mai încoace. Cred că pot să fac față lui Ornstein and Smog dacă we level up and get some good stats. Păi inevitabil o să facem, oricum acolo e farm central în Anor Londo. Da, da. Ar trebui să fie ok, să fie tolerabil a doua oară când îi bat pe Ornstein and Smog. Și acum dacă pot să nu mor de la asta, așa, pot să-i beau și Estus-ul. Încercam să-l aduc un pic mai în centru camerei ca să poți să dodge în spatele lui. Trebuie să te gândești la de-astea, eu nu mă gândeam, eu de-aia aveam un fucking pillars. Ah, doamne, look at that crotch. Acolo e cloaca? Da. The cloacal demon. Nice. Asta stă pe o horde, nu sunt scheletri, cred că e ăsta, gold horde. Nu. It's like, what do you need that gold for, baby? To hoard. That's why it's called a horde. Jesus, am uitat că ăsta e metalul ce se adună și nu se cheltuie niciodată. Ce crezi că chestia cu dragonul care stă și doar adună bani și oprimă sătenii era un fel de proto-alegorie pentru miliardari? Nu! Era modul sătenilor de a face satiră? Era SNL-ul medieval? Sper că nu. Că e ok, da. Ca poveste și hai să facem, hai să facem mișto de lordul care ne fură resursele. Ai, un dragon care stă și nu consumă banii, doar îi adună. Stai, you just you ruined fairy tales. Nu! E ok, ești de-aia aproape. Eram foarte aproape, dar nu m-aș să dea overhead chop-ul ăla. Vrei să-mi spui tu mie, Paul, că barzii și creatorii de povești de atunci erau liberalii vremii? Nu știu, Edgar, ce vrei să spui? Că îi nașpa când cineva forțează analiza ideologică pe o chestie albinter benină? Asta vrei să-mi insinuezi? Băi, sunt argumente pentru, cel puțin pentru vampiri, everybody knows. Da, vampirii sunt nobilimea. Da, că sug efectiv. Sug sângele proletariatului, da. Dar dragonul, nu, e pur și simplu o metaforă pentru lăcomie și cum te poate, cum e greu de înfrânt odată ce e rampant, I guess, I don't know. Cum trebuie neapărat să vină cineva privilegiat cu acces la resurse. Băi, e o intersecție acolo de motive. Cred că e întâmplătoare faza de privilegiat. Nu, eu că cavalerii să ia singurii care pot să bată dragonul. Că mai trebuia ai... să fie și wish fulfillment pentru copii. Dar mai ai și de ăștia din popor care reușesc să se ridice deasupra și să învingă. Da, uite, idiotul de ăla, de cum îl cheamă? Ăla care se împunge ca să nu adoarmă. A, Prâslea. Dar nu, Prâslea e nobilime, nu? Nu contează de idiot. Păi e idiot. Prâslea. Da. Oare cum să fac să nu adorm? Știu, o să mă înconjor de țepușe ascuțite. Fucking Galaxy Brain, Prâslea, se duce și bate Smeu, n-avea nicio șansă Smeu. Oh, doamne.
Da, nu mi s-a părut tâmpită prima oară când am auzit povestea. Fucking Prâslea, nu știe să, nu știe să, nu poate să reziste să nu mănânce până aterizează avionul și își cumpără de la low cost, numai când trebuie să taie din pasărea măiastră. Nu, invers, mă. Nu el nu mâncă. Pasărea măiastră e aia care îi cere mâncare, că nu poate să zboare dacă nu-i dă ăsta de mâncare. Nu poate să aștepte până aterizează, trebuie să mănânce și Prâslea își taie din, din picior ca să-i dea să mănânce. Da? Și asta știi ce face? Îi scuipă înapoi și zice, man, trebuia să-mi spui că ai rămas fără. Că era doar așa moft, nu mergem să snack-ui și eu pe ceva. My God, sunt efectiv schimuri de, de sitcom astea în care da, ce să fac eu? Ce să fac? Deci zicea unii că, bă, de ce nu chestia cu harap alb continuu și cu astea porniseră de la chestia cu avem și noi supereroi, avem și noi aceste... Da, da, că eroii de basm sunt supereroii noștri și astea. De ce nu facem benzi desenate și povești cu personaje? Pentru că atacul principal lui Greuceanu, în loc să fie, nu știu, Tony Stark trăgând cu laser din mâini, îi să te bage în pământ până la genunchi. Wow, Greuceanu, really cool! O să ecranizez asta, mersi! Efectiv, la nivelul Silly Golden Age-ului în care l-aveai pe ăsta, pe Stardust, care efectiv atunci făcea băgaua oameni cu picioare în pământ. Da, nu, nu, sunt împite, mă. Edgar, vrei să flexăm pe harapal continuu și pe asta să facem noi comicuri, un expanded universe, un un Petre Ispirescu expanded universe. Oh my God. Petre Ispirescu războiul civil. Da. Mă mir că am scăpat de asta. Îmi place să flexez de câte ori pot pe, pe plebi și pe săraci. Săraci cu duhul, nu săraci financiar. Too late. Și dar nu cred că aș putea pe comics, atât de bine. I don't know man. Păi asta e ideea, că dacă flexezi doar pe concept, nu trebuie să desenezi foarte detaliat. Ba, eu cred că trebuie, că altfel you're not really proving a point. Păi da, dar nu încerci să vinzi un produs comercial, știi? Ba da, asta înseamnă să te... Nu, vinzi un produs comercial, e mega hit și după aia iei toate profiturile și te piși pe ele și aștept să vină cavalerul să te împingă. Nu, te piși pe ele, le trimiți prin poștă tipului care a făcut harapal continuu și după aia tot trimiți o scrisoare lunară în care îi spui cât de mult te piși pe el. Nu, așa se face, Paul, așa e abuz, Paul! Așa ajungi cunoscut și apreciat. Da, vreau ca ultima lui soluție este să se sugrume. Soluția lui finală, if you will. Da. Vreau să menționez că n-am nimic cu nimeni care face comicuri în România. E doar o glumă. I was channeling my Reynolds. Da, am înțeles, dar nu știu dacă se înțelege că facem un personaj. Da, serios, chiar aș flexa pe ea că a făcut harapă cu mine. E foarte cringe banda aia sănătă. Am câștigat la Dark Souls. Ah! Paul! Paul, mână de aur! La joc, nu la altceva. Titanite Slab, tocmai vreau să insinuez că nu doar la joc, dar ok. Nu. Cu toți este mână de aur. Who among us, așa. Bun, avem un Titanite Slab. Acum putem să ne ramforsăm până la plus 20. Nice. Momentul. Ok, cum ieșam de aici? Trebuie să fiu undeva ieșit. E guaranteed drop Titanite Slab-ul? Da, e unul dintre locurile. Îs vreo 2 sau 3 pe playthrough în locuri foarte fixe. Am înțeles. Deci am luat deja the good stuff. Da. Good. Deci avea sens să batem ăsta. Da. Plus că... Nu-i doar challenge for the sake of it. Nu, doar că și cred că e și singurul mod în care poți să ajungi înapoi aici. Aici, adică. Salut! We've come along... da, am uitat de tine. Hai, bate! Am așa multe suflete. Da, e ok, poți să... Hai, dacă ai dreptate, ai multe suflete. Whatever, vin înapoi după ele. Hai, Paul, dă-i de sus. Așa e cel mai bine. Dau mai mult damage ca tine. Barely. Îți sparg poise-ul, fraiere. Da. Am sabia mai lungă decât tine, fraiere. Chiar o ai mai mare decât el. Fraiere. Și probabil mai bine spălată. Hai să mai flexăm pe basme românești, că-mi place. Da, mă, dar nu mă, n-am acum nimic off the top of my head, că mă gândeam la ele. Ce mai erau, mă? Erau toate creaturile alea care au fost și în harapal continuă, oameni, ajutători, ea, păsări. E cel mai decăcat Justice League din cât ți-am văzut până acum. Eu știu să vorbesc cu păsări. Men, dacă... Păsărică. E Aquaman. Păsări lăți lungile, Aquaman.
Aquaman pe ce trebuie. Da, exact. Dar pe lângă a vorbi cu păsările, are și o putere utilă. Flămânzire și Stetilă puteau să fie același personaj, sincer. Fomile și Stetilă, da. Da. Era și... Black Hole Belly. Da, adică puteau să facă două personaje din păsări lăți lungilă și unul singur din Fomilă și Stetilă. Ochilă, sure, să zicem. Îți trebuie și un Deadshot în Suicide Squad-ul tău, deci... Harapalb. E atât de backwards looking tot proiectul ăsta de Harapalb continuă. Ce încearcă să spună de fapt? Că noi avem supereroii noștri, dar da, în procesul de a arăta efectiv dai înapoi cu basmele noastre pe chestii care au apărut în benzile sănătate americane acum 20, 30, 40 de ani. Da. E atât de retor, atât de geaba încât nu mă mină deloc că a ieșuat. Asta este. Bine, e și o piață foarte mică, piața de comics. Da, pe lângă că e mică, vii și cu ceva atât de putrezit și ucegăit. Ești foarte rău. Nu-s judgmental, nu. doar zic, decât zic. Nu, sunt rău pentru că... salut! Tu erai mort de la trecută. M-a speriat. Nu, știam de el, știam că e aici. Ce regretabil! Dar știi că el m-a dat la o parte și l-a lovit pe el, Bila. Acum mi-am dat seama că nu vorbeam de cât de retrograd de noi băieții cu Let's Play și podcast. Da, exact. Ce retrograzi ăștia care fac benzi desenate. Dă-i cu sabia mai tare în el. Bă, deci dacă trebuia să depună efort de inking și de penciling și de lettering pe ceva retrograd, mă lăsam de mult. Dar măcar chestia asta îmi vine foarte ușor și relaxant, așa că măcar atâta. Oh, Doamne. Dar poți să-l lăs în gizești toate căcaturile astea. Mai zi un bas. Știa Apolodor Împărat. Îmi sună cunoscut, îmi aduc aminte. Apolodor Împărat, nu mai știu cine l-a scris. Se pare că e Basm Cult. Și villainul, super villainul, acest Lex Luthor al lui Apolodor Împărat este jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Cumva nu cred că o să poți să vinzi foarte multe bilete la film când iese Infinity War-ul cu ochii asta. Deci n-ai cum să faci chestia asta dacă vrei să o modernizezi fără să fie metaficțiune, n-ai cum. Băi, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte ar ieși un art house film destul de reușit. Are ăla al treilea act care e post-apocaliptic, efectiv post-apocaliptic. Da, da. În care ajunge undeva la capătul timpului și spațiului, e Dark Souls ce se întâmplă acolo. Da, e foarte mișto, ar merge. Da. Nu neapărat art house, poți să faci și comercial. Să nu-ți miroși propriile bășini și ar trebui să iasă ok primul. Sau poți să fii mirosilă proprii bășilă și să ai și un rol. Cadre lungi. De ce am insistat să mergem în Undead Asylum, unde am terminat, by the way, ne întoarcem acum? Da, da. Pentru că aș vrut acest Rusted Iron Ring, care este absolut vital în ăla de te miști normal în apă. Ah. E vital în Catacombs, în Depths și în Blighttown. Și asta înseamnă că în apă când e peste genunchi. Credeam că în apă și la Gaping Dragon. Nu. Nu, Gaping Dragon nu are, nu, el dă cu ceva atac acvatic, dar n-ai apă în arenă, din câte țin minte. Da. Și la Gaping Dragon m-am chinuit atât de mult. Bă, o să fie foarte ușor cu... Da, o să fie ușor cu ăsta. Dacă îi dodgi atacul ăla de charge, poți să dai în el de vreo 5 ori după aceea. N-am avut probleme cu atacul de charge. Doar că mă exaspera că trebuia să dau atât de mult la el și tot timpul greșeam la un moment dat. Mm-hmm. Și mă omora. Uite, Edgar, avem numărul drogului ori 10. Puff, puff, stab! Băi, aș face un Dark Souls cu basme românești de la City. Păi uite-te, ești greuceanu. În cel mai greucean în joc. Știi cumva de unde vine tropul ăla cu inima ascunsă într-un castel păzită de 15 dragoni și dacă nu omori inima, nu poți să omori nici villainul? The heart of evil. Da. Trebuie să fie motivul. Da, ai vreo idee de unde a apărut prima oară? Pentru că și în Apolodor Împărat îi motivul ăsta. Nu, n-am luat opționalul ăla la facultate. Ok. Și am văzut-o în foarte multe chestii. Știu că e o chestie de-asta germanică slash... Asta zic, că sună ceva. Pot să fac niște liste și până la episodul următor? Yeah, sure. Vede, găsim ceva. Bun. Și ce opționat am luat? Ce opționat ți-ai luat?
Catedrale gotice. Warhammer, ți-ai luat Warhammer la opționale. I wasn't into Warhammer back then. O să arunc acest gunoi. Așa. Te dreacă cu gunoiul ăsta. Scame! Yex! A, nu trebuie să... Scuze, nu. O să arunc iar acest gunoi. La, nu-ți bate tu capul, nu-ți bate tu capul, man. I know a thing when a thing is going on. Arunc acest gunoi, ies din joc. Oh, no, you're doing a thing. I'm doing a thing, definitely. I'm definitely doing a thing. Oh, ok. Și acum o să intru iar în joc. Și îți dă hour. Nu știu exact ce, dar îți dă un item. Ah, îs anumite random? Chestii. Nu, nu, nu. Uite, vezi? Aha, uh-huh. S-a mutat, ok. Îs... Give me warm. Ok, fam, don't be weird about it. Titanite chunk. Sunt hintul ăsta, warm și soft? Da, trebuie să-i dai anumite, nu mai știu exact, sunt anumite iteme pe care dacă le lași acolo îți dă ceva anume înapoi. Tot timpul pentru, deci pentru rubbish-ul ăla tot timpul îți dă înapoi Titanite Charmer. Cred că poți să-i lași balegă, dar nu mai știu sigur. Ăla-i soft? Cred că da, și warm. Yeah, ok. Scuze că sar peste aceste... Păi l-am văzut deja. Titanite chunk oricum e important, e pentru reinforcing peste 10%. 10 știu, plus. Da. Știu de ăsta și eu am jucat Dark Souls. Ai o, nu, ce regretabil. Aveam puțină viață? Am uitat să beau poțiunea? Cred că da. Cred că da. Paul, tocmai ai comis o greșeală fatală. Clasică pentru Dark Souls. Ah, you rolled into building. Și scria, bă, scria avoid rolling into building în mesajul ăla de pe jos. Trebuie să bazi nou boss-ul, nu? Nu, 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 nu. Trebuie doar să mă duc înapoi la... Dar aveai sufletele. Da, mă duc și le recuperez. Da, sunt între clădiri. Ne, nu, 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 că pică un pic înainte să mori. Ca să evite momente jenante, gen am căzut și acum sufletele mele sunt în prăpastie. În principiu rămân cu câteva secunde în urmă sau la ultimul safe location unde ai fost. Cam tot timpul poți să le recuperezi, indiferent unde mori. That's game design. Yep. Dă-ți seama că prin playtesting-ul a ajuns la concluzia asta. Man, s-o sinucis al 7-lea playtester săptămâna asta. Aia să dăm cu delay sufletele. Jumătate de om călare pe jumătate de... E thick, de thick asylum boy. Da. Wow. Aveam un desen la Apolodor împărat în carte, acum am lăsat aminte. It's all coming back to me, Paul. Era un desen cu jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Dar why is he half a man? E half a man? Eu jur, îmi imaginam că este un secțiune transversală. Eu imaginam că e un fel de centaur, dar dacă e călare... Oh my god, de ce ești așa de prost, Edgar? Vei să mori. Am pierdut sufletele. da, l-ai pierdut. E ok, sunt 4200, trăiesc și fără. E ok, dacă ai făcut level up, e nice, da, ok, da. Bun. Da, eu credeam că e o secțiune transversală și este unită. Ai efectiv jumătate călare. Și se văd mațele. Da, da, și e unită călare. Cu iepurele. Oh, nu. Și credeam că s-a unit cu iepurele through magic, că altfel nu putea să trăiască. That's some Dr. Moreau shit. Da, deci asta mă gândeam eu când citeam chestia aia și când am citit povestea era atât de plictisitoare. Și îmi venea să mă omor și eram, isn't this over now? I could be watching real stuff that's more entertaining. Nu să mă uit la Iron Man pe Fox Kids. Nu mai știu ce mă uitam acolo, dar știam că ce mi-am imaginat să-mi eu era mult mai interesant decât ce era de fapt Basmul și eram foarte deprimat. Colovial deprimat. Ce mai avem? Avem Greuceanu, seminal. Greuceanu era haios că a făcut glumele alea, a strânit glume. Ce glume? Mă dau de 3 ori peste cap și mă fac căcat. Da. Eu sunt Greuceanu, mă dau de 3 ori peste cap și mă fac muscă. Deci Greuceanu era Animal Man. Da. Cu cine se bătea cu Gheu Noaia? Uite, Gheu Noaia era un villain bun, era o chestie așa primordială. Nu era femeie? Ba, da, nu era efectiv muma pădurii? E, da, aia e chestia, era un fel de forță primordială. Era The Hag din Thief. Woman plus ugly equals scary. Exact, equals villain.
Asta era scrisă pe artwork-urile din de Doom 3 la Vagrey, la boss-ul ăla pe Engine. Ah, lol. Uite-mă. Sexy plus monster equals scary, ceva genul. Acum au plecat ăștia. Dă-i una în freza aia. Nu, nu. I become separated from my lady. Oh no, don't tip next to me. Bun. Ăsta o să haluie. Cam toate personajele din jocul ăsta la un moment dat haluie. Indiferent ce faci. Crestfallen... Ca și cum lumea moare. Da, da. Crestfallen Knight-ul își... devine Hollow, nu mai știu exact când, știu că atunci când cobori în New Londo, cred că atunci când e Lord Vesselul, dispare de aici, cobori în New Londo și e acolo, Hollow. Hai să nu mergem îmbrăcați urât. O să fac un Humanity. Deci eu am făcut un act de calitate, i-am omorât oameni. Da. Soler e tot mai trist pe măsură ce te întâlnești cu el în diverse locuri, că nu găsește soarele, nu găsește etc. Și la un moment dat în Izalith înnebunește și te atacă. Își ia pe cap ăla, cărcăiecul. Aha. Poți să salvezi doar dacă te apropii din sens opus și îi omori cărcăiecii înainte să apuce Soler să ajungă la ei, ceva de genul ăsta. Nu. Nu. Pe le-ai omorât deja. Îl omor un om. Da. Ce mai interesant e că Merchancy, mai precis ăla care îți vinde sorceries pe care le-ai omorât deja, și ăla care îți vinde pyromancies pe care o să-l omori probabil când ajungem în depth. Da. Ăia mor odată ce rămân fără utilitate. Adică, cam asta e the humanity. The humanity în jocul ăsta e finding a purpose. Deja e bun ca orice bazm românesc. Da, e. Și odată ce rămâi fără purpose, practic îți devii hollow. Și da. Na, mindless, attach player character-ul. Uite, Oscar Ovastora, cu care ne-am întâlnit mai jos, ne-a dat Estus-ul, ăla a fost rolul lui în joc. După ce a devenit Hollow și ne-a atacat. Crestfallen Knight-ul ne spune de cele două bells, odată ce ți-a zis de bells, e gata. O devine Hollow, nu mai are utilitate. Și ăștia Merchancy devin Hollow când le expandui inventarul. Când ai cumpărat tot ce poți cumpăra de la ei, următoarea oară când te întâlnești cu ei, îs altundeva și au ceva dialog special și-s Hollow. Nu mai ai niciun rol în lumea jocului. Sau, hear me out, Paul, sau. Sau, eu murem când e primară. Sau, uite, asta, nu știu când devine Hollow, dar încă ne tontuie. Nu, o să găsim o cale să ajungem acolo. I know the game's ethos. O să putem să intrăm acolo. Nu poți. La un moment dat trebuie. Nu poți. Sigur e o cale secretă. Îți aproape 100% sigur că nu poți. Paul, nici nu știu cum să spun mai clar. Îi vreau capul. Da, cred că poți să tragi prin gratii, poate. Dar nu, sigur nu poți să ajungi fizic acolo. O vreau decedată. Egal, instalezi un cheat engine-ul. Da! Oh, îmi dă senzații tari zona Edgar, asta. What kind of ship are you running here? Doamne, cum să a very tight ship. Ești pregătit sufletește că nu o să ne mai întoarcem o perioadă. Da. Începe aventura. Da. Îmi place zona asta, e foarte mișto. Și mi-e foarte interconectată, sunt multe chestii. Acum ne batem cu primul Butcher Boy, șobolan uriaș. Ia, îl vezi de aici? Trebuie să-l vezi pe Butcher când cum intri. Păi nu, e jos, în sala de mese. Da, poți... nu e ăla, scuze, îl confund cu ăla capcană care scade din cer. Nu ăla. Eu m-am sperat că ești tu aici și îți pică ție slime-ul în cap. Nu-i de slime, e un Butcher întreg. Cade pe tine. Da? Cade spatele tău, da. Și cred că poți să gestă steadily, să intri pe arcada ușii și să te uiți în sus, să aștepți să-l vezi. Da. Nu e aici. Stă pe o margine foarte mică, e clar pus acolo în model. La nuncă în jocul. Aici sunt doar these boys. These beautiful boys. Yes, everybody's beautiful. Chiar și fără scop, sunt frumoși. Hai să vorbim despre poveștile misogine ale lui Ion Creangă. Nu, povestea Pulii. Da, nu, în afară de povestea Pulii, chiar și în Punguța cu doi bani, care e despre un bărbat wholesome, handpacked, and his bitch wife.
Băi, Paul, ai așa o memorie bună cu chestiile astea, eu nu am mai interacționat cu ele foarte mult timp. Le știu vag, le-am vag ascuns în cap. Când mi-a pomenește cineva de ele, mi-aduc aminte totul, it's coming back. Și mutați două în clar, jumătate de proșchiop și cu bas mai plictisitoare și totul. Totul mi-aduc aminte este sentimentul puternic de dezamăgire la fiecare. Oh, da. Unul n-a fost, wow, wow, that changed my perspective. Nu mai știu cum se termină sarea în bucate, but it's probably fucking bullshit. Că, dar în schimb la fundația prima oară când am citit-o mi s-a părut wow. Am citit prima oară Dune, mi s-a părut wow. Deci ce vreau să spun este că scriitorii români sunt cam pielea, da. Și să mă scutiți cu ei. Nu, chiar sunt foarte proști comparativ cu ce exista și există în sfera cu, nu neapărat cu cât de eficientă e limba engleză neapărat, dar ca și teme nu-i, abordate. Nu-i gen de ordine de magnitudine mai complexă și cu mai multe cuvinte, da, decât româna? E mult mai expresivă. E mult mai expresivă. De-aia, de-aia ne chinuim să găsim omologi? Nu știu. Pentru expresii în engleză care ne iau două, trei cuvinte și ce se face? Man, ce se face? Nu mai țin minte dacă e pe bună sau am auzit de undeva, dar mi se pare că întreg vocabularul limbii române are mai puține cuvinte decât Ulise al lui James Joyce. Cuvinte individuale. Întreg vocabularul limbii române încape între testicule. Atacul ăla cu toporul pe care face Butcherul este emblematic Dark Souls. Da. Nu neapărat Souls Games, când toate apare la ceva. Sper că îmi dă sacul. Și eu. Sacu-i bun. N-am sacu. Nu te are nimic. Asta o să mai bați o grămadă. Deci da. Să dau sacu. Ăștia cred că spun eu singură dată. Nu mai țin minte. Cred că da. Dar oricum sunt mulți. Deci o să spice sacu. Și știu că mi-a picat tot timpul sacu. Eventually, sacul va pica. Sacu va. Sacu da. Dar da, limba română este cam greoaie și scriitorii români sunt piele. Nu știu, Edgar, Eminescu este ultimul romantic. Nu-i doar un întârziat care scria chestii care erau deja demodate. Un întârziat, allegedly plagiator. Nu știu, n-am verificat niciodată dacă chiar e plagiator sau nu. Nu e plagiator, dar e așa. Uamă, ce tare ideile astea filozofice pe care le-am citit la alți oameni. O să le integrez în chestia pe care o scriu. Wow, filozoful Eminescu. Eminescu nu e filozof, Eminescu aplică filozofie scrisă de alții. Eminescu nu a dezvoltat idei noi filozofice. Abia aștept ca Ben Shapiro să scrie poezii și lumea să zică că e un mare poet. Că efectiv asta s-a întâmplat cu Eminescu. Cred că Eminescu era un pic mai antisemit decât Ben Shapiro. Well, by definition, Paul. Pentru că nu cred că Ben Shapiro e self-hating Jew, celălalt trope antisemit. Da. Ok, vezi ce-i urât e aici? Nu ne place. Bă, ne place că sclipește apa. Nu. Acum o să ne placă. Am înțeles. Nu ne place că e prea greoi. Acum ne place. Acum ne place. It sparks joy, Paul. Oh, nu! No! Oh, this does not spark joy. No. E prea mare. Dau cu ea de pereți. Nu intră. Da. Stai, este hello aici. Said nobody ever. Oh. Odată mă aș vrea și eu să aud nu intră. Stai, te rog. Nu, tot ce am zis acum e prea mare, am dat cu ea de pereți, nu intră. Tot. Odată. Ah, shit. Wow. O să vreau să mă întorc acasă. Ok. Știi de ce? De ce? De asta. Ah, ce-ți făcea asta? Reinforcement până la plus 10. Ok. Păi și Titanite slab-ul? Nu, Titanite slab-ul e până la plus 20, de la 15 la 20 sau ceva genul ăsta. Sau... Ah, sunt pe incremente de 5, da. Am înțeles. Dar până la plus 10, cine e aici? E un dude. Până la plus 10, putem, deci dacă dai large ember-ul la Andre, o să poată să îți reinforce deja existentul Zweihander plus 5 până la plus 10. Acum, dacă mă duc la el și dau reinforce, mă mai lasă să dau reinforce mai departe. Cred că aș vrea cu tot sufletul așa să funcționeze și serviciul de calculatoare.
Să mergi la Andrew Vastora cu Titanite și cu niște suflete. Te duci la băiatul și spune, man, nu pot să spun peste 2 giga de RAM și vii la el luată cu... Cu large ember. Un obiect random de pe jos, un castufon. Ah, gata, s-a mărit capacitatea la băiatul. Acum știu cum. Și după aia bagă caseta cu lasă-mă în papa la mare sau ceva. Nu mă, Ember-ul ăsta e un item mistic care permite focului să se încălzească la o temperatură suficient de mare cât să ramforceze până la... Bun, am descoperit o chestie în Dark Souls. Dacă te depărtezi suficient de tare, fizic, de o locație, se respawnează inamicii. Adică se deloadează, se loadează ea. Da. Ok. Deci nu e atât de continuu cât pretinde. Nici chiar atât de continuu, da. Am înțeles, minciuni! De cât minciuni? Minciuni! Ceea ce înseamnă că o să pot să mă odihnesc la bonfire fără nicio jenă odată ce mă întorc la Andre. Vreau jocul. Jocul să încarce fiecare moleculă individuală. Deci vrei Star Citizen sau ce? Da! Jocul existent, Star Citizen. What are video games, Paul, but a miserable pile of lies? Exact. Mă înveață că acum am, cum îi zice, am niște liquid humanity și mi-i târșă să nu o pierd. Ew, liquid humanity, cum ai dat-o? Ai mult sunt hollow? Da, fiecare zonă din Dark Souls are un cap de liquid humanity pe care îl poți face omorând monștri prin... și mobi și din astea prin ea. Și la un dat ajungi la maximul de liquid humanity pe care îl poți extrage din zona respectivă și nu mai primești. Eu sunt undeva la 2-3 per zonă. Deci ai cap la drop. Ok. Prima, da. Nu drop-ul e în locuri fixe, dar drop-ul e la un moment dat în cursul explorării. Dar din câte ții minte și din ce am mai văzut și let's play-uri în zonele cu șobolan, ai mai mare cap-ul sau ceva de genul? Ăla este Solid Humanity. Solid Humanity e item-ul pe care îl ții în inventar și îl poți sparge at will. Și Liquid Humanity e ăsta care drop-ul și apare doar cifra acolo. Am înțeles. Și când utilizezi un item de Humanity, Solid, îl transformi în Liquid Form în care poți să-l pierzi dacă mori. El rămâne dacă recuperezi slime-ul, de exemplu. Îți spargi în venă. Humanity. Da, exact, îți injectezi la baza pulii Humanity. Și te faci frumos. Da. Sunt tânăr. Auzi, știi ceva? Gonna fucking kill this guy as well. E ok, poți. Dar nu acum, după ce ramforcez la băiatul. Dă-mi ea. Punem o placă care să taie mai dur. Landed, ia uzi, dar mi-l dai înapoi, man. I-am dat nou din greșeală, stai. Wiki Wild Wild West, Jim West, Desperado, Rough Rider. No, you don't want none of this. Atâta ții minte. Te urez, nu știu ce faci chestia asta. Mi-a plăcut Wild Wild West, negedonic. Bun, cred că vreau să cumpăr și pișatul ăsta, The Weaponsmith Box. Ok, și poți să-ți reinforce-ui la bonfire-uri. Dacă ai Titanite la tine, poți să-ți faci până la un plus, nu știu cât, armele. Dar mai știu dacă poți doar până la plus 5 sau nu. Așa că... hai să... Trebuie să aibă o limitare dubioasă. Ia fă mai întâi, dar am forțat și după aia vezi. Păi nu o să rămân cu foarte mult. Hai să vedem. Unde e? Black Knight Halberd? Da, am uitat că ne-a picat. Mamă, ce damage are. Da. Stai, nu. Mai mare decât Zvaiul? Trebuie să mă uit. Stai că nu vreau reinforce weapon, nu? Ia stai acolo, nadează ce faci, că două secunde. Mă ridic puțin. Reinforce weapon, vreau ascend weapon sau ceva de genul ăsta. Reinforce weapon, modify equipment, asta vreau. Zweihander la plus 6. Ok, și acum pot să fac raw. Edgar, vorbești cu pisica cumva? Bam, bam, bam. Vorbești mai cu pisica, zvan? Edgar? Nu m-am dus la pisica de data asta. Rose Weihander? What the fuck is that? Rose Weihander îi scade scaling-ul și îi crește base damage-ul. Îi e mai bun la levele mai mici, dar are diminishing returns pe măsură ce îți cresc staturile. L-am modificat, l-am făcut plus 6 și acum pot să-l fac mai departe de aici. Uite. Deci la... Wow, damage mare.
Deci la Rose Vyhand efectiv dă ca animalul cu ciocanul în ea până când se crapă și taie mai bine, dar nu mai poți să faci nimic cu ea. Problema este că nu mai avem large Titanite shards, am uitat că asta ne trebuia și da. O să iau cu mine, da, o să iau cu mine ăsta, Weapon Smith box-ul. Ok. Și când o să mai găsim large Titanite pe măsură ce jucăm și putem să facem reinforce-ul la bonfire de unii singuri. A, da, poți să faci reinforce, nu poți să faci modify, adică nu poți să-l crești de la un tier la altul. Fiecare tier în parte, ai de la tier 0 la plus 5, îți utilizează Titanite. De la plus 5 la plus 10, utilizează large Titanite. 10-15 sau 10-20, Titanite chunk, large Titanite chunk. Ideea e că de la plus 0 la plus 5 poți să-l faci singur cu smith box-ul, dar nu poți să-l treci de la plus 5 la plus 6, nu poți să treci în tierul următor fără să treci pe la un blacksmith, știi? Ah, deci cât timp încep tierul la un blacksmith da, și după aia îl continui de unul singur când vrei tu, când poți tu. Nice, nice. Also nice ce-i faci lui ăsta. Îl stagger-ui aparent. Îl cam căsăpești. Oh, nu. Îl bați de se cacă pe el. Nu prea dă damage băiatul. Nu, dar mai știi că m-a rupt din prima. Da, când sare pe tine, atacul ăla, jump attack-ul e aproape, e one shot aproape tot timpul, când dă în tine cu țepușa aia. Ah, congrats. Din păcate ăsta, da, nu drop-ul e Titanite, drop-ul e Demon Titanite and I don't need any of that shit. Ce face Demon Titanite? Cred că e folosit pentru anumite boss weapons să le reinforcezi. Vrei să vezi halebarda? Da, sigur e mai mare damage 221, 245, are deja la 0, deja are, dar nu putem să o folosim. Ia vezi cum dă. Și nici two-hand nu poți să folosești. De unde știi? Că are X-ul ăla. Are X acolo, da. Credeam că te știi la animația ai. Nu, adică poți să dai un atac și e decent, dar nu poți să faci combo, știi? Da. Cât îi trebuie? Asta e, vreau să sunt departe de el? De? De cine mai? A, de stat. Da. Dacă sunt departe de a-l mânui cu succes. 32 strength. Suntem destul de departe. Wow, dar ce scale-uri are? O spun eu să văd dacă merită. Are D și E. D, strength, E, dexterity. Cred că Zweihander e mai bun. Da, e mai bun. Zweihander are... Da. Da, C și D. Nice-ul. Nice-ul! Revenim. În timp ce până te duci tu la să bați sau nu te întorci în catacombe. Mă întorc, da, mă întorc în depths. Zi de Wild Wild West, acel gem. Stai că mi s-a părut pisicul pe mousepad. Pleacă-mă de aici. Îmi mișcă mouse-ul. E foarte bun, nu înțeleg de ce a fost așa de maligned. E un film excelent. Îmi place, e atât de îndrăzneț cu ce prezintă el acolo. Poți zici cretin, cred că poți. Nu e cretin, că îmi place, e o combinație bună, e un western steampunk. Știu că mi-a gâdilat imaginația plăcut. Să știu că există un efect, era general din războiul de secesiune, nu? Sau nu, războiul civil? De războiul civil, e același lucru, secesiune și civil. Așa, Loveless ăla și era un tip sudist clar după accent și suficient nebun încât să-și construiască un păianjen. And that pleased me când eram mic. Mi se părea frumos. Mie îmi plăceau rapurile lui Will Smith în care efectiv povestea plotul filmului. Da! Era trailerul și spoilerul în același. Rolled into one. Dar nu lua nimic de la plăcerea de a viziona filmul. Nu, era excelent. Îmi plăcea că îl chema Loveless pentru că nu avea penis. Oh my god, acum, serios, wow, niciodată nu m-am gândit. Cred că de aia. E Loveless că era rău, așa credeam că he doesn't love anything. Scena aia cu colierele făcute să atragă ferestrele circulare era... Da, când începe filmul cu ăla și după aia fuge prin lanul de porumb. De ce mi-aduc aminte filmul ăsta perfect și nu mi-aduc aminte Grăuceanu, pula mea? Spune-mi, Edgar, când ai filme atât de perfecte narativ, ca și Wild Wild West, cum ar trebui basmele românești tradiționale să facă concurență? Capodoperii cu Sir Will Smith. Poate ar trebui să alegem unele scrise mai bine sau să nu ne mai batem capul cu astea și să zicem ca și când ar fi singurul lucru care putem pe care îl putem prezenta copiilor.
E ok să luăm basme străine. Ah, ne colonializăm singur, nu contează. Oh, nu, vai, trebuie să scrie, trebuie să citim Eminescu la școală, că e singurul poet român. Hai să luăm așa, dacă chiar nu am reușit să producem operă lirică sau epică suficient de interesantă încât să țină captiv niște copii, cred că just fuck it, gata, ne-am colonializat. I don't care. Îți curios care e interpretarea snoabă a lui Somnoroase Păsărele? Erau domnițele de la fereastra lui Eminescu. Se duceau să se culce și el le ura noapte bună. Dar așa, după perdea, ca un incel. Poate vorbea despre colegii lui de la Junimea, care nu erau suficient de woke. Nu erau suficient de red-pilled ca să vadă problema evreiască. Oh, no! It's not even a joke, dacă nu știe. Dacă este cineva care nu știe. Eminescu era foarte antisemit. De fapt, nu. Toată lumea afară de Caragiale era foarte antisemită. Da, Caragiale. De fapt, nu avem textele lui Caragiale. Nu. Caragiale efectiv o pleca din țară, că erau prea mulți antisemiți. Caragiale a fost vocal împotriva antisemitismului din redacția Junimea. Deci, e historical record că Caragiale era anti-antisemit. Era semit. Era anti-antisemit. Caragiale era antifa. Oh, nu. Adică, oh, yeah, slay Caragiale. Dar tot, nici o problemă Caragiale mi-a plăcut, cine știe ce. Are o făclie de Paște care o făclie de Paște e un film de Tarantino. O alții să taie pe pulă? Nu, dar nu știu o făclie de Paște. Nu. Este un negustor evreu dintr-un oraș mic de whatever, câmpie, nu știu ce. Îl cheamă Leiba Zibal, cred. Maybe that's a Jewish word, I don't know. Numele evreiești, românești, nu prea-mi suna evreiești, dar mă rog. Anyway, își enervează foarte tare vecinii pentru că, fiind evreu, nu mai știu exact care e conflictul, dar ăștia decid să se adune într-o seară de Paște, ieșind morți de beți de la biserică, luând lumină, se decid să-l linșeze. Wow! Și îi taie... Cum am zis? Îi taie... Nu-i chiar așa de Tarantino filmul. E Tarantino zis de revenge fantasy. Aha. Încep să-i taie cu ferăstrăul sau cu ceva ușa de la hambar unde se ascunsese el. Și ăsta, my man, Leiba, se ascunde în hambar și se uită la ăștia cum îi taie așa. Îi taie un pătrat în ușă unde poți să ridice bara aia care îi blochează ușa de la ușa hambarului. Și în momentul în care antagonistul antisemit al operei, o făclie de Paște de Ionuca Caragiale, bagă mâna în prin gaura aia să ridice ăsta, să ridice bara, să deschidă ușa, ăsta îl prinde mâna cu un laț, o leagă acolo de ușă și îl imobilizează. Și după aceea, fiind cu o torță în mână să se lumineze, decide să facă un mic experiment și îi arde mâna. Stă așa și se uită așa foarte experimental la mână cum arde. Îi pune focul sub mână și stă, așteaptă să se coacă mâna aluia. Wow! E descrisă foarte grafic, una din nuvelele lui Caragiale. Deci nu. Și nuvelele tot timpul erau peste mai naturalist, nu aveau umorul ăla. De cronica căcătașă. Da, cred că după ce a tradus câteva chestii de Edgar Allan Poe, a zis, that's some good shit right there. Și descris foarte grafic cum arde mâna aia și cum rămâne carbonizat acolo și some good shit. Nu știam că you have it in you. Și ultima replică din novelă, e cea mai Tarantino chestie ever. Zice ăsta că spuneți-le și celorlalți din sat că Leiba Zibal se duce, cred că la Iași, că era în Moldova acțiunea, nu știu. Se duce la Iași, stuiască cu rabinul. Vreau să-i spun rabinului că Leiba Zibal acum e creștin, că a aprins o făclie de Paști. Oh! Wow! Slay us, boss! Slay us, queen! Yes! Oh, wow! That's I know! It's super Tarantino totul acolo. Wow! Și după aia a zis, nu, man, mai bine scriu piese nehează. Okay. La Bolivar, Bărbișar, domnul Goe, Bubico. Am obsesit cu chestiile care se întâmplă în tren. Aha, da, chiar așa era și nu-mi plăcea transportul în comun. Ok, we get it. Da. Da, este, trăim într-o societate, the play, fiecare. Nu mai știu dacă
Cred că mai era o novelă, cred că tot de Caragiale, nu mai știu exact dacă e de el sau nu. Tot așa ceva revenge fantasy cu unul care are grijă de averea cuiva, nu mai știu cum se numește exact, are grijă de averea cuiva, acel cineva moare pe câmpul de luptă într-unul din multele războaie de la vremea aia. Oh, dar efectiv l-au făcut la Icre pe Caragiale cu evreii ăștia, da, la da, și să se răzbune pe ei. Da, și se întoarce la un moment dat să-și recupereze averea și... Bun, aici cred că e un shortcut care mă duce, cumva ocolește o parte din nivel, o parte relevantă din nivel, deci nu să mă arunc încă. Și acolo e și șobolanul uriaș. O să ajungem la inevitabil. Da, da, da. Și pe aici ai progresia, dacă nu mă înșel. A, așa, pe aici. Ia vezi, subi de sus, de sus, de sus. Da, ai dreptate. Știu la ce te referi. Este un butcher aici. Dar vreau să te uiți la el, când nu cade. Oh, nu! A venit Manhunter, Manhunter Mildred. Ah. Da, să te uiți la el, sta fix pe o... Imediat, pe o, da. Da, m-am speriat de Manhunter Mildred. Sau poate nu-i... Poate nu-i Mildred. Poate, nu. Ăsta-i bucior care stătea. Da, dar este un ghost. M-a invadat un... Uite-l. Da, mă, dar nu ziceam de ghost. Nu, ziceam că buciorul ăsta... A, nu, e de treabă. E de treabă, băiatul. Îi... jucător. Ah. Nu știu, man, e roșu. Da, e de treabă. Mă lasă să mă bat cu ăsta întâi. Ok. Îl bați niște suc și... Da, stai să iau sac-ul. Oh, nice. Hai. Hai, come at me! Cam rupi nănău. Mhm. Poate, are un număr limitat de Estus. În original nu aveai deloc Estus, în ăsta o revampuit, îți dă jumătate din câte ai de obicei, mi se pare. Cool. Bomb! Nice. Am aruncat un firebomb în freză. Făcut damage? N-am făcut aproape deloc. Cred că are Pyromancer. Păi da, că ți-a dat și cu... Știu că este un Man-Eater Mildred ca și boss. Mamă, ce lungă e katana aia. That's what she said. Damage, știu. Joci bine, ce să-ți fac? A, da, ai tăme, că și tu joci bine. It's not about the moves, it's about the gear deocamdată. Uite, nici măcar abia e din viață când dă un slash de Zweihander. Are bleeding pe... Mhm. Cum făceam o thrust-ul? Aveam un thrust. Vine mă pula, hai că joc și eu așa, dacă și tu ești muist. Mamă, ce-am vrut să-i dau backstab-ul. El l-a deschide. Reacționează, nu mai ataca. Da, da. Nu, vreau să-l backstab-ui. Mhm. Aaa, m-a luat el! Fuck! Da, da. GG. Uite, aici a fost deschide. This was skill. Da. I'll give it to him. E greu PvP-ul cu arme din astea. Ah, am uitat. Ăsta e alt motiv pentru care am fost în Asylum. Am luat Peculiar Doll-ul. Aha. Din celula noastră cea veche, păzită de acel Black Knight. Peculiar Doll-ul e chestia de care ai nevoie ca să intri în The Painted World of Ariamis. Mm-hmm. Bine, oh, menilor, m-ați bătut Fair și Squire. Mm-hmm. You tell him. Kenneth Branagh, acest, nu știu cum să-i zic, al cinematografiei. Ce făcea de Kenneth Branagh, cum i-a cunoscut numele? A jucat în Wild Wild West, era... Ah, era, da, am uitat de el. Kenneth Branagh, renumitul, regizor de Shakespeare. Da, touch my boob. Da. Touch my breast cu breastul lui fals, umplut cu, mai știu ce-l umpluse, cu tărâțe. And that is the mark of a professional, Paul. Da. Yes, I will read your dumb dialogue. Because this is a badass movie and I... Nu știu. I wanna get some Hollywood, though. Era cumva Ulysses S. Grant personaj în Wild Wild West.
Îl menționează atunci? Era un deci un general Yankeu, adică nu sudist, apare în Wild Wild West. E ăla care le dă misiunea sau apare la final, la inaugurarea apare pe care o atacă cu ei în genul. Și președintele. Ah, ok, și președintele este Ulysses S. Grant în da, da. Cred, deci dacă ar fi unul să fie, da, ăla este. Vă dați seama ce, deci... ce vremuri creepy în care un general a ajuns președinte? Da, trecutul e creepy. Yep. Da. M-am uitat la o colecție de poze colorizate pe Facebook. And I gotta say, I'm a sucker for them. Îmi plac nebunie pozele vechi colorizate. Mi se pare că aduc, te apropie mai mult de peisaj. Zi. Era ceva, erau de asta board panda bullshit, că aceste poze colorizate istorice par trecutul să pară real. It was fucking real. Adică te apropie de el. Da, dar formularea era they make the photos look real, but they are real though. Fucking board panda titles, Paul. Da. Stop picking on board we panda. We made Sergiu Floroaia. Așa, Paul, iată de mari comici ai României. Caragiale și Floroaia. Everyone's getting dragged episodul ăsta. Dar îmi plac la nebunie. Hai, bă! Oh, nu, ai stat în atacul He celebru. He did the thing. Yeah, the thing you're supposed to dodge, it's ok. It's... Pisu, știu că te să primești mâncare, dar poți te rog, could you fucking not? Merci. Wow, you're getting the butt. Da, se tot de pe lângă mine, se așează pe birou și când se pe birou, tot timpul sunt panicat că poate mi oprește jocul, poate mișcă mouse-ul, poate mi oprește deasidiu, poate sare pe boxă și îmi împinge boxa pe întrerupătorul de la... N-am dat niciodată în timpul cu mine. Nici eu, nu. Dar l-am învățat. N-are voie în cameră, la calculator. Da. N-are voie. L-am lovit. Adică vreau să zic că i-am făcut rău. L-am pleznit peste fund. Aha, așa. Ok, i-ai mai dat da. Când, deci nu l-am lovit să fugă, să-mi iaune sau din asta niciodată. Da. Când mi-a atacat bălaut de Crăciun, când s-a urcat în el și era să-l doboare. Aha. Era. Da. Ok. niciodată când a făcut chestii de genul ai împins boxa pe întrerupătorul de la acțiuni complexe pe care n-are cum să le lege de cauză și efect, știi? Da. Îs eu prost și mi-am pus boxa deasupra întrerupătorului de la triplu ștecher și mi-ai răsturnat boxa de pe birou întinzându-te în somn. Și acum mi-ai oprit compul și mi s-a futut înregistrarea de Mass Effect. Pisicule, o să te bat. Da, o să te bat și o să înțelegi perfect legătura între ce ai făcut și de ce ai primit bătaie. Yep. Așa funcționează educația. Da. Nu, l-am luat, efectiv, îl dădeam afară de fiecare dată când intra aici, la început îl luam cu mâna și îl puneam afară, continua să intre, după care stăteam și mă uitam la el urât și eram în fața ușii și după aia se retrăgea și am învățat nu mai intră. No, deci aici, el se apropie ora lui de mâncare și atunci se dă pe lângă mine, menuț, nu înțeleg de ce, că niciodată nu primește mâncare mai devreme decât ora fixă la care primește mâncare, indiferent cât insistă, și are cues pavloviene care să-i zică, când se învârte aparatul ăla din baie, atunci primești mâncare și nu mai devreme. Deci știe că nu faptul că vine și se dă pe lângă mine e ceea ce trigger-ul e adusul de mâncare. De unde știi? Poate chiar crede că tu îl trigger-ul la distanță. No. Sper că nu. Zic că l-a și pe ăla. Nu l-a luat, că nu funcționează așa backstab-urile. Backstab-urile nu au arc. Backstab-urile sunt single target, doar animația e foarte wide. Dar și ai și iframes, da, ai iframes când faci backstab-uri. So fair is fair. Exact. Tot zic ceva și tot divagam. Caragiale, comici, umor, scriitori de căcat, basme românești. Cam asta a fost subiectele zilei azi. Da, știu, dar era altceva. Am uitat. Ion Creang era în cel, nu știu. Nu cred că era în cel, era Chad. Cred că era Chad. Pare clar genul. Da, e Chad Creang. Era preot ăla din sat, dar știa clar că au dat fiecare... Era popă din sat, dar care venea cu poveste cu pula. Da, și... Venea Creangă și toți soții plecau rușinați. Venea Creangă cu aroma aia de transpirație de pulă și lua toate femeile pe sus.
le lua ca pe D în, cel mai, în sezonul recent de... Da, da. Oh my god, it was amazing. Made me feel teeny tiny. O, trebuie să mă uit, să mă uit. Ah, nu, când o apucă, când da, o apucă, când oh, doamne, Mac, că au seminarul de sexual harassment. Doamne, ma, I winched la faza aia, era, oh, fuck. Da. Made me feel teeny tiny. Da. Până când a aflat că poate să press charge. Da, exact. Devine devine woke. Da, total in character, odată ce învață că poate să abuzeze de sistem, da, o face. Bun, hai să începem să distrugem metodic aceste butoaie. Dar vreau să distrugi până moare tot din butoaie, da? Te rog, Paul. Nu, ba, da, vrei neapărat? Bine. Nu, nu, tu faci ce vrei în play-ul tău. Poți să-l omori, asta, poți să-l omori tu când vrei la Firelink. Da, da, vreau ca NPC-ul ăsta să mulțumească stelei norocoase că au dat de zeul Paul, nu de zeul. Da, exact. Toată lumea under my protection la Firelink. Da, a, cine ne ia? A, e zeul rău, nu, e zeul bun. Oh, nu, e the trickster. The wild card. Her supper? Nu știu. A, da, mă, butcher is canonic femei. A, ok, interesting. Uitasem. Nici nu știam. Tot dau skip din greșeală. A, gata, nu mai... A, nu, deci se duce direct la Firelink. Ăsta de pyromancies, poate vrem să și cumpărăm niște pyromancies care îs decent to have, dar nu știu, cum vrei, dacă vrei să jucăm și pe asta. Pyromancies nu scalează cu nimic. Adică, de-aia erau bune pentru începători, nu scalează cu statul de intelligence. This my shit right here, Edgar. A, da, da. Dar nici n-a trebuit să scaleze, nu? Nu, ceva, nu. Explicație in lore, pare de ce nu mai scalează. Sunt ceva wild sorcery care sunt legate de haos și nu au treabă cu intelligence, nu au treabă cu spirite, da, cu nimica. Da, și singura chestie care scalează e de pyromancy flame, pe care o poți să o reinforcezi o dată la știu cât timp. O, oh, uite! Vreau să iau sufletul ăsta! Iau-o! I remember this. Uite, mă, cât de memorabile sunt encounterele astea, aduc aminte. Păi da, o iei de 3 ori în freză și după aia zici, oh, no, data viitoare n-o să mai uit. I know that's the bad candy. Da. Oh, that's worth. Also, acum am fac conexiunea că niciodată n-am avut Zweihänder la poziția asta de joc, că mor foarte repede slime-ia. Da. Eu mor foarte repede și cu fire attacks, nu mai știu ce fire attacks. Uite, vezi, băiatul cu pyromancy ne-ar fi ajutat. Dar nu mai știu ce fire attacks poți să ai în punctul ăsta. A, zicea lui nimica. Aici sunt WC-uri, efectiv WC-uri. Da. Latrine. Da, sunt latrine, dar de ce au ferestre? We'll never know. Ca să aerisești. Da. Unde? În beci? Da, de... Shut up! Stop questioning things. Uite cum pulsează, Edgar. Da, sunt extrem de scârboși acei slime. Dar da, copiilor le place slime-ul astăzi? Cred că am menționat asta și la podcastul ăla pe care l-am înregistrat cu Alin și care poate apare până când iese episodul ăsta. Man, despre no Delicious. Nu pressure. Despre Delicious in Dungeon, că am menționat despre slimes, unde am văzut noi slimes, ce jocuri și astea. Erau unele dintre ele, erau în Dark Souls. Cea mai timpurie amintire sau memorie pe care am cu slime-ul citind Monster Manual de Dungeons and Dragons. Da. În care era efectiv un cub de ceea ce îmi părea mie a fi rahat. Ăla este The Gelatinous Cube, e altceva. Există și slimes și oozes, dar e și The Gelatinous Cube, care e o chestie mai structurată, e efectiv un cub. Nu da, se... e tot de aceeași specie. Da, e tot ooz ca și specie de animal, ca și taxonomie. Oh, doamne. Nu mai știu cu ce puteai să dai în ele în punctul ăsta, cu ceva cu fire, ceva armă cu fire. Păi nu, luai fix pyromancy-ul la băiatul. Da, dacă trebuia să te întorci înapoi, niciodată nu m-am întors înapoi în Firelink, doar ca să îmi iau pyromancy-ul. Cred că cu firebombs. Ia, cum îi spune? Așa, de aici, focul. Nu pot. De ce? Îmi trebuie întâi cheia. Cheia e la șobolan, dacă nu mă înșel. Și acolo e șobolanul. Atât mai bine, Paul. Hai să vadă lumea. This is the boy. We like the boy. Look onto him and behold. We stan the giant rat. The horror that lies beneath the catacombs.
Știi ce e cel mai problematic? Că în curând dăm de baziliști. Da-s foarte problematic, sunt caricaturi de Ronnie Dangerfield. Nu, e, nu, e problematic pentru că îți fucking foot humanity-ul. Poți să te blasteme. Când te-am pietruit un bazilist după prima ce ai oară jucat când am, ce știe? Nu, a doua oară niciodată, de, în afară de prima oară când am adică jucat. Adică da, ți se închide sfincterul cu forța a 5.000 de sori, dar după aia te știi ce să faci cu ei. Problema e că nu mai țin minte... l-am omorât... Aici. Ce? E acolo, ușa. Nu. Nu? Nu, sigur, nu? Nu, sunt sigur. Nu, aici e dead end, pe acolo vin apoi, pe aici aterizezi aici, dar aici e dead end, încoace este, carne. Ce e aia? E carne sau căcat și nu-i bine, indiferent ce nu e ok. This is not fucking on. No, it's not. It's not lit, it's not on, it's not fun, it's not kosher, it's not juju. Exact. Cred că am uitat să dabui, oh nu. De ce ai făcut asta? Da. Cred că am uitat să dabui pe Stray Demon. Da, ai uitat. Când l-am bătut. God damn it. Yeah, I had one job. One fucking job. Dabui pe șobolan. Da. Care nici măcar nu-i boss. E just a fucking huge mob. E primul inamic din majoritatea RPG-urilor. Da, e ok. Da. Nu am menționat de un fail de ce s-a jucat Edgar săptămâna asta. Te rog. Aveam în library enhanced edition-urile de Baldur's Gate. Oh, nu. Și am zis, bă, this is not fine. Uite-l. E ceva bun în jocurile alea and I'm missing it. I have to see what's going on. Și am zis să mai jucăm încă o dată, să give it one more good, hearty college try. Yeah. Și n-am putut. Nu, e greu. Baldur's Gate 2... Nu e greu. E... M-am jucat, I won fights, nu muream, știam ce trebuie să fac, dar efectiv rămâneam fără respirație. Știam că vlaga mi se scurge când erau dialoguri și poveste. Și partea bună, partea relevantă și ok. Băi, Baldur's Gate 1 nu-i deloc reușit. Nu are un story hook decât, nu știu, are un story hook undeva la ora 20. Super, Paul, super, trebuie să joc 22. Dar Baldur's Gate 2 are story hook-ul în prima secundă. Da. O să încerc și 2 atunci, știind că sunt atât de diferite. 2 e o experiență complet diferită. Salut, băiat, ce faci? Și ca și începutul, intro-ul, big armored guy kills a guy. Now your grandpa wants to take you to some place. Ăla nu-i story hook, nu spune nimic despre asta, dar în Baldur's Gate 2, prima scenă din joc e o conversație cu boss-ul, cu villain-ul de la final. Ok. De-aia îl laud atât de mult. Bun. O să chinui acest bonfire. La Planescape, nu? Da. Torment. La Planescape, Torment n-am avut nicio problemă. Adică jocul e plăcut, dialogul e plăcut, totul e interesant, I want to know more. A Baldur's Gate 1 e atât de generic. Baldur's Gate 1 e prima încercare de genul ăsta și de-aia cred că nu e reușită. Da. E foarte mult grinding, foarte multe zone opționale repetitive. În Baldur's Gate 2, absolut fiecare zonă în care te duci e făcută de mână și diferită. Mhm. Te duci în saturi și în fortărețe și în pădure elfești și catacombe cu shadow dragons și orașul e superb. Orașul e jumătate din contentul jocului și e absolut superb. Sună a gemul meu. Atunci. Eu cred că o să-ți placă mult mai mult dacă problema au fost dialogurile și pacing-ul din Baldur's Gate 1. Că cu gameplay-ul n-am avut nicio problemă. Acum eu cu niște amici vrem să jucăm în niște Dungeons & Dragons. Deci ne-am pus la curent cu regulile. Și am downloadat Enhanced Edition, m-am uitat pe manual. Apropo, vine cu un manual foarte detaliat cu rule set-uri și chestii de pe GOG. Nice. Și am stat și am citit la mai întâi ca să știu ce clasă să-mi aleg, am uitat la ce skill-uri vin. Și adică I put effort into it. Sistemul mi-a plăcut, I found it engaging. Combatul mi-a plăcut, asta e tot ce nu mi-a plăcut și mă omora era povestea și ce se întâmpla. Nu e greu cu povestea, ți-am zis, nu te prinde.
story hook-ul e cândva pe la jumătatea jocului când afli că Saravok e ăla care îi frate tot și că ești copilul Bal. Nu știu cine e Saravok. Și... E ăla în armură care îl omoară pe Tactu, dar nu te învinuiesc deloc pentru că nu știi cine e Saravok. Super! I know. În ce joc m-am jucat și aveau numele memorabile? Nu, în Nemesis, în ce citeam. Citesc o bandă desenată, Nemesis, ai zis săptămâna trecută de aia? Da, ai zis, ai zis. Nu, dar zic să tie it up. Dar au nume memorabile. Sabia lui Nemesis e Excessus. And it's everything is so weird. Tokemada, she's other names like that. I don't know, man. Vreau să zic că în Baldur's Gate 2, din start, nu, prima scenă, villainul se prezintă și îl cheamă John Irenicus. Și are vocea lui The Warlock din un arc de vreo 3 episoade din Gargoyles. E acel celebr voice actor, unul da, din acei celebri. Da, e un voice actor absolut excelent. E... Nu-i fully voice jocul, dar scenele importante sunt voiced. E cumva Jay, nu știu cum. Nu-i Tony Jay. Tony Jay, așa. Tony Jay e The Elder God și cred că Raziel din Legacy of Kain. Nu, Tony, Mobius. E The Elder God. Mobius și The Elder God e Tony Jay. Simon Templeton e Kain, alt voice actor excelent. Da. Și nu mai știu cum îl cheamă pe Raziel, dar așa e bun. Razielescu. Gheorghe Raziel. Bun, hai să debuim pe hateri. Îmi plăcea, discutam și eram into the conversation, dar vreau să zic în camera din spate și încercând să deabui, îmi place că trebuie să ridici piciorul la fiecare. Da. It's like, deabui. Yes, queens. Get wrecked. Bun. Data viitoare te las pe tine să te bați cu Gaping Dragon și cu baziliștii. Te rog să nu pierzi această formă umană, pentru că acolo unde joci la baziliști trebuie să te bați cu unul dintre NPC Phantoms, sunt vreo 3 sau 4 în tot jocul. Cu da. The Knight Kirk the Thorn Knight, ceva de genul. Ok. Da. Și? Atât. Ce ne dă? Nu mai știu, ne dă ceva. Ce foloase trage omul de la invadatorii NPC? Edgar. Ok. Ne auzim data viitoare. Ba, 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 bye.